Ediția 13-a a manifestării Zilele Românilor din Glogoni a avut loc duminică la Căminul Cultural din localitate. Detalii ne prezintă Petre Zgârgea. Societatea Cultural-Artistică Veselia a organizat prezentarea și păstrarea tradiției strămoșești prin expoziția de costume populare și alte lucruri manuale, prin expoziția de fotografii vechi și nu în ultimul rând, prin prăjituri tradiționale. Anul ăsta avem goști de la România, avem din orașul Deta, din orașul Ghilad, avem goști oaspeți din Satul Nou și din Ovcea. Iacă, noi asta ne trugim să meargă tot cum trebuie, să păstrăm tradiția. Veselia se trugește, efortul mai mare dă să păstească tradiția, folclorul, muzica și graiul românesc. De după Meleagului, așa, de unde noi am venit, înseamnă din Argeal acolo sus. Anul ăsta marchează 86 de ani de la înființare. În 1938 anul, pe 19 septembrie, era ofințată și așa că noi ne stăm mândrim cu aia, că ținem o tradiție foarte lungă. Avem copii tineri care vreau să participe, vreau să rămână la societate, stașia că noi ni să și ai mei bătrâni să le ajutăm. Noi avem 20 de membri la folclor, avem 8 membri la asta orchestră, așa că până acum, mire, toți, să zicem, glogonienți, majoritatea, așa că ni-s mulțumiți că putem și așa. Avem căminul ăsta frumos, unde facem repetițiile. Evenimentul a fost onorat de prezența mai multor oficialități, reprezentanți ai Ambasadei României la Belgrad, ai Consiliului Național Român și ai Comunei Pancova. Toate evenimentele sunt importante, eu sunt foarte bucuros că în sfârșit am reușit să ajung aici după multă vreme de când îmi doresc. Este hrană pentru cultura română. Ceea ce faceți aici este întotdeauna binevenit, pentru că dacă nu ne păstrăm tradițiile, cultura, dacă nu le hrănim în felul acesta, ne pierdem identitatea. Prin urmare, felicitări tuturor celor care organizează și știu că nu este ușor, cu bani fie de la Departamentul pentru Românii de Pretutinde, fie de la municipalități locale. În ce ne privește, am adus o donație de carte școlară, beletristică, pentru că îi ajută pe copii, atâția cât mai sunt români. Lucrurile stau așa cum știm cu toții, din păcate pleacă mulți dintre români, asta este situația, aici nu știu ce putem face. Noi ajutăm așa, până la capătul drumului, care sperăm să nu fie niciodată. Sperăm să venim aici și peste 20 de ani și peste 50 de ani, să rămână și să poată trăi în bună conviețuire cu poporul sârb, pentru că văd că este o înțelegere foarte bună și contează foarte mult. Chiar dacă sunt puțini, sunt foarte bine organizați și uniți și când este vorba de menținerea culturii și identității naționale. În acest demers ei nu sunt siguri, pe ele ajută și localnicii din sat, avem și persoane care nu aparțin etniei române, dar care joacă în secțiunea de folclor sau sunt incluși în viața culturală românilor din acest sat, din Glogoni și viceversa. Asta vorbește de un fapt foarte important, cât este de bine când ne punem toți la un loc să ajutăm să sprijinim ceva ce este pozitiv. Așa și la nivelul instituțional această manifestare a fost sprijinită pe lângă Consiliul Național și de orașul Pancova, Secretariatul Provincial de Cultură și Departamentul pentru Români de Pretutindeni. Și iată un rezultat, o manifestare foarte bogată. La această manifestare organizată de Societatea Cultural-Artistică din localitate a participat un număr mare de soliști vocali, chiar și ansambluri din țară și din afara țării. De cât timp veniți în această localitate? Personal vin, cred că de la începutul acestui festival Zilele Române din Glogoni, dar cu localitatea Ghilad de 3 ani de zile. Astăzi am venit cu două dansuri specifice din zona de pustă a Banatului.
Ca de fiecare dată încercăm să promovăm tradițiile, obiceiurile din Banatul de Câmpie. Aici întotdeauna am găsit oameni prietenoși cu care am avut o colaborare foarte bună de-a lungul anilor și tot timpul de câte ori am ocazia în media, în online și așa mai departe, tot timpul am spus că românii de peste graniță sunt mai români și păstători ai tradițiilor și obiceiurilor mult mai mult decât noi cei din România. Mai vor tinerii să activeze la dansuri? E cu două tăișuri, să știți. Unii vor, alții nu vor. Unii sunt presați de familie, dar sunt mulți care vin și din dragoste pentru folclor, pentru dansul popular, pentru obiceiurile populare care au fost și care sunt, se mai păstrează încă în unele locuri. Ce înseamnă pentru voi dansul? Personal, pentru mine, dansul înseamnă pasiune, dansul înseamnă petrecerea timpului liber în modul în care eu doresc și aleg să mă simt bine. De câte ori pe săptămână faceți repetiții? În acest ansamblu facem de două ori pe săptămână, iar eu personal, fiind la 5 ansambluri din înconjurul localității mele natale, fac aproape în fiecare zi, except în ziua de duminică. Ce fel de melodie ați cântat? Cu adântia melodie e o piesă din Ovcea, care au cântat la când a fost nunta, când s-a dus fata din casă și o piesă tristă, că ea plânge că se duce și asta se cântă cu muierile, cu mama, cu tușa, toți cântă că e la un fel trist că se duce din familie. Așa că este o piesă ovceană de la noi. Piesa nouă care am cântat a fost piesa Coboră din deal în vale, dar o piesă care o știi megata toți, dar și din public. Ce fel de dans ați dansat? Am dansat două dansuri din zona de Câmpia Banatului, un dans de sine stătător și un dans pe generații. Cum vezi tu lumea aici în această localitate? Aici la Glogoni mi se pare că toți oamenii sunt foarte calzi, foarte primitori și foarte săritori. Este foarte frumos și mă bucur că vin aici și cu mare drag o să vin de fiecare dată la fiecare invitație de-a voastră. La acest spectacol s-a putut observa frumusețea cântecului și portului popular și a dansului prezent pe scena din incinta Căminului Cultural.